să fie un pămășor pentru care pe parcursul anilor vom mânca roade de el. Da? Tata. Tu o să lași la spitale. Tata face pe urică și tu o să... Am făcut găurica pentru a sedi pomușorul. Acum, acestea sunt rădăcinile pomușorului, da? Ia repet, tătii. Rădăcinile pomușorului. Rădăcinile. Asta este tulpina pomușorului. Da. Și acestea sunt crengusele și cu frunzulețe. Da? Da. Ha, încercăm. Ține-l tu în mânuță. Încercăm să-l introduci mai și în găurică. Ha. Tata, îl ține și tu toarnă apșoară. Toarnă apșoară. Ca pomșorul nu se prindă mai bine. Turnăm apșoară aici, ia. El să se prindă mai bineșor. Tu. Hai, cu mânuță ți-ai de sus și cu mânuță de aici. Bravo! Pomșorul drept și tata o să-l astupi cu țărână. Hai, vine tata. Ține-l drept, dreptușor așa aia, partea aia. Biancuța, acum trebuie să călcăm așa aia. Vă tu? Da, calcă, ciuruș. Bravo. Iar acum pomușorul nostru deja este sădit, da, tată? Da. Așteptăm roada din el, corect? Pomușorul nostru este mare sau mic? Micuț, dar pe parcursul anilor noi l-am sădit și o să se facă mare, da? Da. Dar de ce este pomoșorul nostru? Ce fruct are? E piersic. E piersic. Care este frunzulița la pomoșorul nostru? Da. Dar crenguțele care sunt? Nu. Aceste, da? Sunt multe crenguți, da? Da. Iar acum să vedem, cine este mai mare, Bianca sau pomușorul nostru? Eu! Dar pomușorul este mai mic, corect? Da. Pomușorul o să crească... Mare ca mine! Bravo, dar trebuie să-l udem, corect? Da! Bine!